În derbiul etapei la fotbal feminin, Poli Timișoara a întâlnit campioana Universitatea Olimpia Cluj. A fost o victorie de colecție pentru timișorence, care s-au impus cu scorul de 2-0, la pauză tabela indicând 1-0. Golurile Politehnicii au purtat semnătura jucătoarelor Teo Meluță și Antonia Bratu. A fost intens, ca de fiecare dată, știam ce ne așteaptă, dar eu cred că am pregătit bine acest meci și s-a văzut datorită rezultatului. Cred că e un avantaj pentru toate echipele, că toate meciurile sunt atât de puternice, pentru că asta ne fac pe noi individual și pe noi ca echipă să ne dezvoltăm mult mai mult. Greu de tras concluzii. Eu zic că e un meci foarte bun, două reprize diferite. Eu cred că am făcut cea mai bună primă repriză, nu din acest campionat, ci de când sunt eu la Timișoara. Ăsta e modelul de joc care îmi place. Am făcut un pressing foarte avansat, am avut agresivitate în sensul bun al cuvântului, nu le-am dat timp și spațiu. Clujul au o echipă foarte bună, cu jucătoare care știu jocul și dacă le lăsam să joace, lucrurile ar fi stat altfel. Da? Mă bucură atitudinea fetelor, sper să putem să o ținem tot așa. Ne-am pregătit 6 săptămâni pentru stilul ăsta de joc. Uite că ne iasă. Mă bucur că am rezistat și fizic.